Florin, înainte de toate, cum a fost pentru tine meciul cu Ucraina, atmosfera, ce sentiment ai avut? S-a mai dus din euforia victoriei? Da, a fost o atmosferă senzațională, o atmosferă pe care n-am mai întâlnit-o, sincer. Ce pot să spun? Când vezi un stadion de 70.000, că toți au cântat în același timp imnul, nu știu, e ceva de nedescris. Mă bucur că au venit foarte mulți, ne-au susținut. Au crezut în noi până la urmă, pentru că veneam după două amicale nu chiar foarte bune, după acel 0-0 cu Liechtenstein. Lumea nu cred că mai avea încredere în noi, dar mă bucură faptul că s-au strâns și au venit să ne încurajeze. Ai jucat un rol neobișnuit pentru tine, defensiv mai mult. A fost greu pentru Eddie să te convingă să accepti așa ceva, să nu mai cânti la pian? Nu, clar nu. M-am pus în slujba echipei. Este normal că, având în față un adversar cu jucători care joacă, nu știu, în primele 5 campionate, era clar că trebuie ca unitatea grupului să-și spună cuvântul. Și iată că așa s-a întâmplat. Florinel, ai fost prezent la Under 21 atunci când am reușit acea performanță. Crezi că se poate face, o puteți face și la echipa mare? Cred că da. Ne-am câștigat dreptul de a visa, de a crede că putem să ajungem cât mai departe. M-aș întoarce un pic la meciul acesta cu Ucraina. Dacă ne poți descrie sentimentele care te-au încercat în momentul în care ai aflat că o să fii titular. Nu erai dat de către presă, cel puțin în echipa probabilă. În ce măsură pe tine te-a surprins și cum, care e sentimentul pe care îl încerci în momentul în care te anunță antrenorul? Nu m-a surprins, pentru că e clar, trebuie ca toată lumea să fie pregătită. Uitați și situația care a fost. Mihailă nu s-a simțit bine, așa că toată lumea trebuia să fie pregătită, pentru că trebuia să fie prevăzut acest lucru. M-am pus să dorm, nu știu, cu încredere. Am dormit foarte bine în acea seară. A doua zi dimineață mi s-a comunicat că voi apărea în primul 11, așa că m-am montat și mai mult, îți dai seama, este altceva. Cum va fi cu Belgia? Belgia favorita a grupei, dar nu cred că mai putem să vorbim de favorite, că după primele meciuri cumva s-au răsturnat toate calculele astea. România a bătut Ucraina, Slovacia a bătut Belgia. La ce să ne așteptăm la partida asta? Belgia este o echipă foarte puternică. Am făcut o analiză scurtă, am văzut ce jucători au, ce calitate, dar ți-am spus, la noi unitatea este mai presus de orice. Am demonstrat-o că avem jucători care îți pot câștiga meciul printr-o execuție. Avem jucători care pot alerga 90 de minute, se pot sacrifica pentru un rezultat, pentru această țară. Ai spus că ai urmărit meciul Belgiei. Ce puncte slabe le-ai găsit adversarii? Nu pot să vă spun acum, vă dați seama după ce facem la meci. Da. Ești pregătit și tu pentru astfel de execuții, nu? Vom vedea, Doamne ajută, dar ți-am spus, important este, nu este important cine marchează, important este ca România să facă o figură foarte frumoasă, adică să iasă din grupe, pentru că ne-am câștigat dreptul de a crede noi. Spunea Adi Rus că înainte de jocul cu Ucraina a zis selecționerul că meciul e câștigat în tribune. Urmează să demonstrați asta și în teren. Cât de important, ce înseamnă pentru voi acele cuvinte pe care zice antrenorul înainte de meci? Cât de mult vă motivează și ce înseamnă pentru un fotbalist modul în care, de pildă, Edi Ordănescu transmite ultimele mesaje înainte de intrarea pe teren? Da, este altceva. La ședința tehnică înainte de meci știm, avem tot planul pus la punct, adică tactic, tehnico-tactic, nu se pune problema. Atunci intervine antrenorul, care poate face diferența, cum a făcut-o și nu numai la meciul cu Ucraina, cum a făcut-o și în campania de calificare. Salut, Florin! Salut! Reușești să rămâi liniștit, concentrat, pentru că iar se discută de transferul tău prin țară, nu știu dacă ai văzut. Eu sunt aici, sunt conectat la grup, nu știu, n-am timp de altceva, mai sunt două zile până la un meci care o victorie ne poate duce mai departe, așa că nu cred că, nu numai eu, nu cred că nimeni nu se gândește la altceva decât
ce pot face pentru a da totul ca România să iasă învingătoare. Dar ai semnal la telefon? Semnal n-am. Serios, n-am semnal. Ești printre membrii generației de la... Am wireless, nu am semnal, serios. Da. Da, da. Ești printre membrii generației de la tineret care a făcut semifinală acum 5 ani și ce v-a învățat turneul ăla și vă ajută acum la turneul ăsta și simțiți cumva că v-ați îndeplinit destinul pentru că s-au pus multe așteptări în voi după performanța aia? Da, atunci am jucat tot așa cu echipe mult mai bine cotate decât noi, cu jucători care evoluau deja la echipele mari. Dar până la urmă tot unitatea grupului și-a spus cuvântul și acolo, pentru că atunci pot să spun ne-am lovit așa dintr-o dată de un turneu final, am fost toți foarte bucuroși, dar când am văzut acea grupă de foc nu ne-am pierdut încrederea, ne-am antrenat foarte bine, am făcut un cantonament înainte de acel Euro foarte bun în care ne-am apropiat cu toții, am fost chiar o familie și asta s-a văzut și pe teren. 40.000 de spectatori români la meciul cu Ucraina de debut, în tribune soțiile voastre, familia voastră, copiii, fetița ta. A fost o emoție în plus, mai ales la finalul meciului, ținând cont că ați făcut o țară fericită și ați văzut și pe ei acolo. Mulți dintre voi ați plâns de fericire, de bucurie, după o perioadă lungă de cantonament. Cum a fost și întâlnirea cu familia? Da, la sfârșitul meciului a fost un sentiment senzațional. Am văzut toate familiile acolo unite, au vorbit prietenele, vorbesc între ele, adică s-a creat așa, un grup și în partea cealaltă. Ne-au încercat lacrimile la sfârșit pentru că am văzut suporteri care au început să plângă, suporteri care după am văzut pe mai multe rețele de socializare că au fost alături de noi. I-am văzut bucuroși, așa că, ce pot să spun, e un sentiment unic. Și sper să-i vedem așa și după acest meci. V-a ajutat și v-a ambiționat deopotrivă faptul că, toată lumea înainte de acest campionat european, mă refer la cei de afară, ne vedeau cumva victime sigure la turneul ăsta? Nu știu dacă ne-a ajutat, dar am avut tăria să trecem peste acele critici. Asta a fost un moment foarte important. Am știut cum să gestionăm acele momente și până la urmă nu mai contează nimic decât rezultatul. Un debut cu 3-0 la Euro spune mult. Noi calculăm și poate că și voi, se întâmplă ca și pe teren să gândești, aoleu, e Lukaku, e De Bruyne, e... Nu Dovbi. Cred, poate înainte de meci te mai gândești că sunt jucători care, cum e Dovbi, care este golgheterul Spaniei, dar... Nu, când intri acolo, nu te mai gândești, este altceva. Intri în acea stare de meci, ești concentrat, n-ai timp să te mai uiți cine e pe lângă tine și cine nu. E ziua lui Brațiu, azi vă face cinste cu un pahar de vin. După meci, Doamne ajută să... să vedem după meci. Poate îi facem ziua după meci. Cât de ambiționat ești, cât de conectat ești să-l arăți pe adevăratul Florinel Coman și la nivel internațional. E clar că vorbim de tine, un fotbalist de valoare în campionatul intern, care face diferența. Eu, unul și noi, credem că poți să o faci într-un meci internațional, dar parcă ai nevoie de un declic, parcă trebuie să se întâmple ceva. Eventual un gol în meciul cu Belgia te-ar face... Da, Doamne ajută, îmi doresc, vă dați seama. Îmi doresc să marchez, dar ți-am spus, aici nu sunt, n-avem să arăt cine-i Florinel Coman și să nu mă pun în slujba echipei. Aici, până la urmă, grupul a adus această echipă unde este, unde se află acum la Euro. Nu un jucător sau doi, toți au muncit, adică s-a văzut. Ne-am compensat unii pe alții, așa că nu cred că este vorba de un singur jucător sau doi, trei. E clar că omogenitatea grupului și-a spus cuvântul și forța grupului.